Scene pe care nu credeai că le vei revedea la Survivor al Stars. Ana Pala comiso din nou în show de supraviețuire. În ediția din 2020 a fost descalificată pentru același gest și anume lovirea unui concurent. În ediția care va fi difuzat miercuri seara, 10 aprilie, participanta se va afla într-o situație similară, iar concurenta care va încasa lovitura va fi Lola Crudu. Iată decizia luată de domnul Dan după incident, Ana Pala comiso din nou după ce la Survivor 2020 a fost descalificată pentru că i-a dat lui Andrei Ciobanu un cap în gură, luptătoarea MMA a făcut o nouă victimă. Acest aspect s-a întâmplat în episodul cu numărul 37 Survivor al Stars, care va fi difuzat miercuri seară, 10 aprilie, de ProTV. Mai precis, în timpul jocului de imunitate când, la scorul de 1-3, Ana Pal și Lola Crudu au intrat pe traseu, cum miza era una uriașă, imunitatea faimoasă a lovit-o pe adversara ei cu piciorul în gură. Războinica a început să plângă, urlând de durere în timp ce se ținea cu mâna de gură, spre stupefacție celorlalți concurenți. Domnul Dan a avut o reacție după ce a avut loc acest incident. Cum a reacționat Daniel Pavel, după ce Ana Pala a lovit-o cu piciorul pe Lola Crudu, prezentatorul Daniel Pavel a decis că gestul a fost unul involuntar, hotărând ca, de această dată, să nu ia nicio măsură disciplinară împotriva nărăvașei luptătoare Memea. A fost un gest neintenționat. La ieșirea din element, Ana Maria a atins-o pe Lola. Sunt mișcări neintenționate, sunt mișcări inerente acestei deplasări, mai ales pe elementele comune, a explicat domnul Dan. Concurenta a fost descalificată în 2020 după ce și-a lovit un coleg. Ana Pal a fost descalificată în 2020 atunci când a luat parte la Survivor România, când emisiunea rula la canal de, au fost scene violente. Iar tensiunea a fost la cote maxime, atunci. Concurenta Ana îl lovise, la momentul acela, pe Andrei Ciobanu. Concurentul se prăbușise pe pământ. Incidentul a avut loc după ce participanta concurase tot împotriva Lolei Crudu, când scorul era 4 la 7 pentru echipa războinicilor. Pentru că luptătoarea MMA a pierdut, atunci punctul pentru echipa sa, o reacție a avut Andrei Ciobanu. I-a spus, E greu, Ana, e greu la survivor. Atunci, luptătoarea MMA s-a înfuriat și și-a lovit colegul. S-a luat decizia ca luptătoarea să fie descalificată din competiție pentru că a încălcat regulamentul.